Binecuvântat să fie Domnul cel îmbrăcat în slavă pentru vecii vecilor. Și pentru voi, ce este scris în Psalmul 110, vine tineretul tău la tine ca roa și când veniți să vă îmbrace Domnul în podoabe sfinte. Am spus aceste cuvinte pentru că urmează să vorbim în această seară și aveți și posibilitatea la urmă să puneți întrebări despre îmbrăcăminte și podoabe. Și aș vrea să fiți foarte atenți, să urmăriți ceea ce citesc. Voi da și anumite citate din istoria bisericii și vorba apostolului, judecați voi singuri ce spun. Așa cum știți, odată cu căderea în păcat, au apărut două feluri de costumații. Una agreată de om, știți că Adam și Eva și-au făcut haine improvizând niște șorțuri din frunze, și altă îmbrăcăminte chiar confecționată și dată omului de Dumnezeu. Asta scrie în Genesa 3. Și pe toată istoria umanității, între timp s-a adăugat și podoabele la haine, întâlnim două feluri de acoperire și împodobirea trupului, atât fizic cât și simbolic. Pentru că în cartea Apocalipsei citim în capitolul 17 că este o femeie imorală și cum putea să reprezinte îngerul care i-a arătat lui Ioan imaginea o femeie imorală, versetul 4. Era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Numai că iată aceste podoabe se asociau cu ceea ce avea în mână, un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Apare și o altă femeie care sunt simboale ale poporului. Prin Apocalipsa 19, despre al doilea simbol, citesc de la versetul 7, a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat, fără acele podoabe. Poate vă duce gândul și știți că în Vechiul Testament este o imagine a Israelului cu podoabe, dar comparațiile care apar acolo nu sunt o recomandare. Ba mai mult, în Noul Testament să nu uităm că lucrurile nu rămân în aceeași formă în toate punctele de vedere ca în Vechiul Testament. De aceea aș vrea să ne punem câteva întrebări și să lăsăm Scripturile în mod deosebit să ne vorbească. Ce ne învață Biblia despre felul în care trebuie să ne îmbrăcăm, dar despre purtarea podoabelor? Ce putem învăța din istoria biblică a poporului Dumnezeu și din istoria bisericii, care trăiește într-o lume condusă de cer rău și aflată în stare de rebeliune împotriva lui Dumnezeu? Spunea Apostolul Pavel, citesc din Roman, capitolul 12, vorbind despre trup și despre felul în care trebuie să ne diferențiem noi de lumea aceasta, versetele 1 și 2. Vă îndemn, dar, fraților și surorilor, adaug eu, pentru îndurarea Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Deci de aceea vreau să vă prezint ce scrie în Biblie, nu ceea ce este în veacul acesta trecător. Și ne-am rugat și îmi dorim ce să împlinească noi ce scrie aici, să putem deosebi bine, cu claritate, voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Întâi vorbim despre îmbrăcăminte, apoi despre podoabe. În prim aspect, concepte lumești, în al doilea, concepte biblice. În istoria lumii, se disting culturi și popoare cu mai multă sau mai puțină moralitate. De exemplu, amintiți-vă din Vechiul Testament că Dumnezeu a poruncit ca să fie exterminați cananiții.
De ce ei să fie exterminați și alte popoare, cum de exemplu egiptenii, au fost cruțați? Știați că, și asta puteți citi în Levitic, de exemplu, în 20, că popoarele din Canaan, acele 7 popoare spre care au primit ordine evrei să fie exterminate, erau foarte depravate. Religia egipteană avea totuși ceva moralitate. Mai încoace în istorie. Romanii aveau mai multă moralitate decât grecii. Dar eu îndrăznesc să spun că imoralitatea care s-a instalat acum, odată cu imaginea televizată și cu nuditatea care este din ce în ce mai publică, avem de-a face cu imoralitate fără precedent în istoria umanității. Pentru că nu știm că oamenii nu au fost întâi sălbatici și apoi s-au civilizat și au adoptat haine. Oamenii au fost întâi creați de Dumnezeu, s-au sălbăticit ulterior. Spuneam că romanii au fost ceva mai moral decât grecii. Iată un citat din Seneca. Am văzut haine de mătasă, dacă pot fi numite haine, care nu protejau corpul unei femei, nici modestia ei și nici nu se putea spune că era goală. Aceste haine se cumpărau cu mulți bani pentru a se putea descoperi acele suprafețe feminine atât publicului cât și amanților în dormitor. Moda, mereu în schimbare, este și un aspect de ordin mercantil, pentru că trebuie să apară ceva nou ca să își vândă produsele. Luxul, datorită prosperității, se asociază altor păcate și reclamă noi asocieri de păcate. Să vă citesc din Isaia, din capitolul 3, unde scrie despre nedreptatea care era în popor și starea poporului, în mod deosebit a femeilor, pentru că ele țin mai mult la haine și la podoabe, care era atunci. Isaia 3, de la versetul 13. Domnul se înfățișează la judecată, stă în picioare să judece poporul. Domnul intră la judecată cu bătrânii poporului său și cu mai marii lui. Voi ați mâncat via. E o referire simbolică și acum una concretă. Prada luată de la sărac este în casele voastre. Cu ce drept călcați voi în picioare pe poporul meu și apăsați pe sărac, zice Domnul? Și explică de ce apăsau. Pentru că fiicele Sionului sunt mândre, oblăgâtul întins cu priviri pofticioase, pentru că pășesc mărunțel și zornesc cu verigile de la picior. Și numere în continuare garderoba care atunci, și scrie aici, era ceva foarte exagerat. Acum poate părea ceva, nu, foarte, foarte scump, dar atunci era. Amintiți-vă că și mai târziu, spune Ioan Botezătorul, cine are două haine, era un lux să ai două, să dea la cine n-are niciuna. Și în Vechiul Testament, în lege, scria, dacă luai mantaua, zălog, unui sărac, să-i o dai seara, ca aia slujea și de pătură. N-au fost haine cât acum de când e lumea, dar culmea. Nici nu a umblat lumea mai goală ca acum de când e lumea. Un paradox. Vă citesc și din Amos ca să vedeți luxul ce era atunci pentru unii. Cum, repet, se asociază îmbrăcarea hainilor cu alte păcate. Amos, capitolul 2, de la versetul 6. Pentru 3 nelegiurile lui Israel, va pentru 4 nu schimb hotărârea, pentru că au vândut pe cel nipenit pe bani și pe sărac pe perecă de încălțăminte. Ei doresc să vadă țărâna pământului pe capul celor sărmani și calcă în picioare dreptul celor nenorociți. Iată asocierea și cu imoralitatea. Fiul și tatăl se duc la aceeași fată ca să mângărească numele meu cel sfânt. Se întind lângă fiecare altar pe haine luate ca zăloc și beau în casa Dumnezeilor amenda celor osândiți de ei. Întorc pagina la capitolul 4:1. Întâi mai citim. Ascultați cuvântul acesta, juncane din Basan, vorbea femeilor de atunci de pe muntele Samarie, care a supris pe cei sărmani, zdrobiți pe cei lipsiți, ziceți bărbaților voștri, dați-ne să bem. Cereau haine, cereau băutură. Trecem la 8 cu versetul 4. Ascultați lucrul acesta, voi care mâncați pe cel lipsit, prăpădiți pe cei nerociți din țară, voi care ziceți, când va trece luna nouă să vin din grâu și sabatul ca să mișorăm grânarele,
să micșorăm, să deschidem grănarele, să micșorăm efa și să mărim siclul și să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm. Apoi vom cumpăra pe cine voiași pe argint și pe sărac pe un pereche de încălțăminte și vom vinde codină în loc de grâu. Sper că ați înțeles. V-aș aminti ca exemplu și pe Izabela. Bătrână fiind, văduvă de acum, s-a cosmetizat. Ce alte păcate mai avea păgâna, știți prea bine, da? Pentru ea o crimă era un cadou pentru soț. De fapt, a omorât o casă. A omorât și fiul lui Nabot. Vreau să trecem la concepte sfinte, biblice despre îmbrăcăminte. Am întâlnit și poate ați auzit și voi, când unii vor să înșele pe cei lezni crezători, zice Biblia. O femeie, am văzut eu înregistrarea asta, Biblia în mână spunea, eu vă spun din cuvânt. Și eu tare curios să văd ce spune din cuvânt. Și a zis așa, în Biblie scrie că noi suntem mântuiți prin Iisus Hristos, nu și dacă purtăm batic. Numai atât, prin Iisus Hristos. Nu scrie prin Iisus Hristos și dacă purtăm batic. Și mă gândeam, de ce n-a zis, suntem mântuiți prin Iisus Hristos, nu și să mai purtăm haine pe noi, dacă tot nu vrea să lepe de pe rând decât de o piesă din echipament. Noi suntem mântuiți prin Iisus Hristos, nu și să n-avem decât un singur bărbat, numai prin Iisus Hristos. Vedeți că extrapolând ideea sună aiurea de tot? Dar cineva mi-a întrebat, uite, spune-i cuvântul, că noi suntem mântuiți prin Domnul Iisus. Ce raționament bolnav! Noi suntem mântuiți prin Domnul Iisus, 100%, că n-am stat și noi pe cruce. Doar sângele Lui nevinovat s-a vărsat. Dar mântuirea asta minunată, sfințenia cerută de Dumnezeu, în raport cu păcatul pentru care a murit Domnul Iisus, nu reclamă ca noi să trăim ca niște sfinți. Duhul Sfânt care a fost lăsat în noi. În Vechiul Testament, îmbrăcămintea avea, pentru unii care aveau harul acesta, un rol preoțesc. Știți, i-au fost date lui Aron și fiilor săi haine spre cinste și podoabă, spune textul. Ei, acum hainele nu mai joacă un astfel de rol sacerdotal. Dar, noi devenind templul Duhului Sfânt, hainele evidențiază natura noastră, caracterul nostru. Adică, un polițist este reprezentat și de echipamentul său, nu? Dacă am vedea un demnitar, așa îmbrăcat cum umblă unii, cu pantaloni rupți. Ce am zice? Păi, sărmanul, așa reprezintă țara asta. Cine suntem noi? O grămadă de derbedei. Dar noi reprezentăm pe Dumnezeu și pe Duhul Sfânt care vine în ființa noastră. Nu toți înțeleg asta. Îmi spunea recent cineva, într-o familie două fete au fost botezate cu Duhul Sfânt. În cazul uneia, fete și de corp, surori de corp, s-a schimbat viața, limbajul și îmbrăcăminte. În cazul celelalte, nici limbajul, nici îmbrăcăminte. Îmi spunea o tânără venită din lume, fostă ateistă. A primit Duhul Sfânt și deși în biserica lor sunt limite în parte lumești, spun eu, a spus, după ce am primit Duhul Sfânt, n-am mai putut să umblu îmbrăcată oricum. O verișoară primară de-a soției s-a întors la Domnul la frații baptiști. A primit Duhul Sfânt și odată s-a tuns, dar nu băiețește, dar așa, mai scurt. Și mi-am permis să o întreb. Știu că la voi la biserică nu vă are nimeni treaba. Spune-mi, ai avut vreo sesizare interioară din partea Duhului Sfânt care l-ai primit? Zice, am avut și m-am mirat. Oare de ce m-a sesizat? Întreabă-te și tu. Dragii mei, felul în care ne îmbrăcăm este dictat de ceea ce vrem să reprezentăm, de gândirea noastră. Știți care om al lui Dumnezeu odată s-a îmbătat și s-a dezbrăcat? De ce?
pe moment n-a mai gândit la urmă. Apoi când s-a trezit, a zis, ciudat, nu? Și-a blestemat copilul că a privit la goliciunea lui. Pentru că și asta era vinovăție. Ca așa lui de altfel. Este un text fundamental în 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 9 și 10. Vreau să-l citim. Și să nu uităm că Apostolul Pavel a primit chemarea de la Dumnezeu să completeze revelația Scripturii. Vreau de asemenea ca femeile să se roace îmbrăcate în chip cuvincios. În greacă este expresia cosmios, ceea ce înseamnă modest, un cuvânt care provine de la ordonat, demn, cineva care te disciplinează și care este privit ca moral și respectabil. Cu rușine, cuvântul grecesc aidos, ceea ce înseamnă reverență, respect față de Dumnezeu și rege, ceea ce cere o îmbrăcăminte decentă ce evidențiază calitățile spirituale. Și sfială, cuvântul grecesc, sofrosure, format din două cuvinte, sos, sunet și prenes, minte, înseamnă vigilența minții, autocontrol, sănătate mentală, echilibru, sobrietate, moderarea dorinților și pasiunilor, opusul frivolității și a tot ceea ce ar putea trezi pasiuni nesfinte. Și textul continuă, nici cu împletituri de păr, de podoave vorbit mai târziu, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. În Scripturi, nuditatea întotdeauna este un simbol al goliciunii interioare, cum îi se adresează Domnul Îngerului din Laodiceea, scrie în Apocalipsa capitolul 3, și apropo de ce vă spuneam înainte, că acestea se asociază, el era ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și între altele se spune să cumpere haine, să se îmbrace ca să nu-i se vadă rușinea goliciunii lui. Într-o a doua idee, deci am zis într-o primă idee, felul în care ne îmbrăcăm trebuie să ne reprezinte cine suntem. Sau noi, prin felul în care ne îmbrăcăm, prezentăm ceva, reprezentăm pe cineva, în cazul nostru, pe Duhul lui Dumnezeu care este în noi. Îmbrăcămintea trebuie să acopere trupul și în procesul îngrijirii sănătății. Iată că vine de acum iarna. Trupul este nu doar templul Duhului Sfânt, este suportul vieții fizice. Și aici avem de-a face cu principiul utilului al economisirii în concordanță cu decența, cu naturalețea, să nu fim nici în autocontemplare, nici fotomodel. Dacă ne întoarcem la textul din Isaia 3, observăm că bietele femei de aici, care aveau haine și podoabe pe seama unor săraci vânduți și chiar omorâți, iată săracele, cum se spun săracele cu ghilimele, cum se prezentau ele, citesc de la versetul 18, cu verici ca podoabă, sorișor, lunișoare, cercei, brățări, măhrame, legături de cap, lănțișoare de la picioare, brâie, cutii cu mirosuri, băieri de scântate, inele, verici de nas, haine sărbătoare, cămăși largi, mantii, pungi, oglinzi, cămăși subțiri, turbane, măhrame ușoare. El se umplea portbagajul, nu? Da. Ei, s-a întâmplat și în Antichitate, am citit că erau femei care își permiteau, aveau slușnice care să le îmbrace, să le pieptene, să le pună, ce, numai coarne nu le puneau. Vă dau aici un citat din Quintilion, un moralist, scrie așa, o haină frumoasă, și cu gust acordă demnitate purtătorului, dar veșmintele luxoase și efeminate nu împodobesc trupul,
și nu mai acoperă murdăriile minții. John Wesley spunea, prezentând 6 motive pentru modestia în haine într-o predică din 30 decembrie 1786, trezesc mândria și o fac să crească, duc la nașterea și creșterea vanității, adică dorința de a fi lăudat și admirat, produc lăcomie și pasiuni turbulente, contrastul unui duc liniștit, tind să genereze și să aprindă pofta senzuală, arată o administrare iresponsabilă, cel cu haine scumpe nu mai poate fi darnic, fac fără efect sfințenia lăuntrică. Tot aici fac câteva mențiuni de ordin practic și, cum spuneam de la început, gândiți. Este nesănătoasă purtarea pantofilor cu toc înalt. E o impresie artificială. Sunt nesănătoase hainele prea strânte, brâul gol și lista ar putea să continue. Deci când cumpărați o haină, gândiți-vă bine. M-a întrebat o fată acum nu demult. Mi-am găsit o haină și îmi place. Mie îmi plăceau hainele scumpe. S-o cumpăr, parcă am o reținere. Am întâlnit și ciudățenia unei surori între 30-30 de ani legată în față. Cu fuste până spre glesne. Din acest punct de vedere, ok. Dar m-a surprins ce mi-a spus. Eu nu port numai haine de marcă. Zice, băi, firete diavolul, nu te-a putut păcăli să te dezgolești? Te-a putut păcăli să cheltuiești. Dar cu banii aceia se putea aduna fie o comoară în cer, fie se putea folosi pentru un lucru practic în lumea aceasta, în folosul tău. O a treia mențiune. Îmbrăcămintea trebuie să facă distinție clară între sexe. Asta în mod deosebit acum când se vrea să distruge distinția naturală și rolurile specifice ale bărbatului și femeii în familie, în biserică și în societate. Moda unui sex și viziunea androgine, un cuvânt compus în greacă, andros, bărbat, gine, femeie, vrea să acopere diferențele biologice dintre sexe. Dar astea nu pot fi anulate. Știți că acum se vrea să se face diferență între sex și gen. Că sexul nu-l pot modifica, că cea de-a doua și treia pereche de cromozori sunt ori XX, ori... Și asta îi diferențiază pentru toată viața. Dar acum tocmai mă gândeam că acum este pe rol în legislație să se scoată expresia tată și mamă. Mâine și poimâine veți vedea, trebuie să scoată și expresia frate și soră. Că poate sora mâine vrea să fie fratele. Și te miri că nu mai vrea ea sutenul și vrea el să-l îmbrace. A zâmbiți. Dar când fata i-a furat pantalonii lui și el mai târziu vreau bărbeții fustă, asta a fost acceptabil cu vremea, nu? Dar acum când a zis de suten, pare prea de tot. Dar acolo se merge cu operațiile, cu tratamentele hormonale și chiar cu operații chirurgicale. Uitând ce este scris în Biblie, cum a creat Dumnezeu, Genesa 1:27, parte bărbătească și parte femeiască. Asta se vrea acum să se anuleze. Truda a început din perioada interbelică, în secolul trecut. Și treptat, treptat, se ajunge unde vor cu cei care se lasă duși. Am aici un citat din cuvintele unui profesor de filozofie de la City College din New York. Spunea, există o adâncă și permanentă diferență între sexe și multe din nefericirile moderne vin din dorința de a transforma pe femei în pseudo-bărbați. Iar un producător de haine de damă, când moda unisex era la început, spunea, în multe familii nu mai este o diferență vizibilă între sexe. O femeie ce poartă pantaloni, în subconștient aduce ceva masculin în relația sa cu copilul. El, nevăzând numai pantaloni în jurul lui, nu știe unde se termină tata și de unde începe mama.
Asta au spus cei din lume, dragii mei. Până nu li s-a stricat mintea de tot. Diferențele date de Scripturi sunt foarte clare în structura interioară, în imaginea exterioară. Bărbatul are barbă, femeia nu are păr mai mult pe corp, structura mușchilor, sânii și toate celelalte aspecte. Și lungimea părului este o diferență menționată de Scripturi. Scriptura face referire și la barbă, în cartea Levitic. Au fost perioade în care bărbații au avut toți barbă, sau este acum în general și-au tuns barbă. Dar gândiți-vă la podoaba capilară, la părul capului. Ori îl tuns tot, ori îl lași tot. Cum ar fi așa să fie tuns cineva așa, pe un sfert, pe jumătate, cum le mai spune la ăștia care se tund? Spus, măi, deasupra s-a lăsat Dumnezeu păr, ți-ai cumpărat și căciulă. Mai jos nici tu păr, nici căciulă. Care e logica? Da? Vorba aceea, știți fabula cu broscuța și scorpionul. Și că scorpionul a rugat pe broscuță să o treacă apa. Și ea a zis, băi, eu nu mă încurc cu tine, că tu mă înțapi. O să dea interesul meu să te ajungem dincolo pe celălalt mare. Și când erau pe la jumătate de apă, scorpionul a înțepat broscuța și în timp ce ziceam amândoi la fund, broscuța a zis, na, acum care e logica, că murim amândoi. Aici nu e vorba de logică, așa e natura mea. Iată o realitate a gândirii păcătoase pe care ne rugăm Dumnezeu să ne o lumineze. Vă citesc acum Deuteronom 22:5 în ideea îmbrăcăminte diferite la femei. Am auzit pe un predicator cunoscut, foarte frumos a prezentat lucrurile până la un loc, vorbea strict de îmbrăcăminte. Și apoi a adus în discuție versetul acesta și am fost curios să văd unde îl pune. Deuteronom 22:5. Știți unde l-a pus? La ușa adunării. Dar scrie aici ceva de adunare? Că așa nu m-a trăs să îmbrace diferit la adunare? Ia să urmărim. Și vă pun de asemenea în temă că în Vechiul Testament femeile nu erau la slujbe, erau numai bărbați. Deși dacă ar fi vorbit de adunare, n-aveau când să umble așa la adunare, că femeile nu slujau la templu. Deci e logică, nu poate vorbi decât de viața ei toate zilele. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești. Acum se vrea mai mult decât travestirea, acum prin schimbarea de gen se vrea să îl demonteze, nu numai să ia hăinuțele, să-i demonteze și mădularele. Căci cine face lucrurile acestea este o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. De ce urăciune înaintea Dumnezeu? Gândim și asta. Pentru că Dumnezeu i-a creat distinți. Și cum vă spuneam, urmăriți în istoria ultimilor 100 de ani și veți vedea că cei care promovează moda unisex și acum mai nou pașii următori sunt oameni care nu numai că nu cred în Dumnezeu și îi tratează cu indiferență lucrurile sfinte, se luptă fățișe împotriva lui Dumnezeu. Dacă vreți, spun mai mult. Acel ultim stăpânitor, cornul acela din Daniel, fiara din Apocalipsă, se diferențiază de toate celelalte fiare ce au fost până acum, că ele se luptau unele împotriva altora. Această fiară, ultim corn, are ca primă țintă dumnezeirea. Culește pe Dumnezeu. Și eu cred, și am primit lumina asta chiar zilele trecute, una din laturile în care această stăpânire demonico-umană se luptă împotriva lui Dumnezeu este în a strica omul. În a-i demonta nu doar mădularele, cum spuneam, mintea, pentru că se vrea să ajunge la conectarea creierului la inteligența artificială, ci că dacă nu ne îmbunătățim încă cu ceva mintea, nu o să mai avem șanse pe piața muncii că roboții ne-o iau înainte și câștigă ei locurile de muncă cele mai bune. Ei, nu știu până unde se ajunge. Dar noi știm, vrem să ajungem în rai. Unde ajung ei? Ne ajung la capăt, dar vreau să zic cât le va permite Dumnezeu aici. Aș vrea, legat de lungimea părului și de îmbrăcăminte, să citim și ce spune 1 Corinteni 11. Cum spuneam, diferențele sunt mai multe. Îmbrăcăminte masculină, feminină, lungimea părului, acoperirea capului.
Am audiat iară că mi-a trimis cineva o predică a unui predicator cunoscut, are și autor a mai multor cărți, nu e din biserica noastră, pentecostală, în care încerca tot ceea ce scrie aici să spiritualizeze și spunea că aș acoperi femeia capul înseamnă să se roage pentru bărbat să-l protejeze. Și de-aia bărbatul nu trebuie să acopere capul, că nu trebuie să protejeze pe Domnul Iisus. Asta îmi vine în minte o întâmplare, spunea cineva că l-a judecat, cineva a dat vina pe diavolul și diavolul zice, băi, nici mie nu mi-a trecut asta prin cap. Știți, se spune, acum le punem în balanță, că părul este acoperirea capului. Dacă e așa, citim împreună versetul 6. Dacă o femeie nu se învălește, se și tundă. Adică vrea să spun apostolul, dacă nu-i pasă de cum arată și vrea să-și necinstească structurile superioare, nu să-și facă de cap, ca prostituatele, cum era acolo. Dar cum ar fi dacă în loc de învelit, în loc de batic, să spunem că ăsta e părul? Schimbăm. Dacă o femeie n-are păr pe cap, să și tundă. Sună? Românește. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă, să înțeleg părul mai scurt, o rasă, să se învălească. Dar dacă am schimbat termenii și am spune dacă o femeie nu-și lasă păr, v-am spus, nu se poate să fie tunsă, și dacă părul mai scurt ar spune că asta înseamnă totuși învelitoare, ar spune că atunci e rasă după ce o tunde. Deci nici cum nu dă. Ba mai mult, spune în versetul 10. De aceea femeia din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. De altfel în greacă sunt termeni diferiți aici. Ba în convențiune, dacă cineva chiar vrea să studieze și ar spune că asta se referă numai la femeile măritate, în original este termenul femeie ca distinție pentru sexul feminin. Nu nevastă, ca distinție pentru femeie măritată. Că doar și băiatul intră cu bărbatul căsătorit în aceeași situație. Sau numai la bărbați le spune să nu aibă pe cap când se roagă. Băieții pot să aibă, să facem deosebire care e însurat și care nu. A? Deci atât că nu dă. Altfel decât așa cum e logic să dea. Să ne dea bunul Dumnezeu înțelepciunea necesară. Și un ultim aspect aici. Îmbrăcămintea trebuie să contribuie la păstrarea curăției mentale și fizice, la evitarea ispitelor păcatului trupului. Nu cred că nu vă dați seama că un trup neacoperit suficient, cu haine mulate, transparente, este o provocare. În numai special este o provocare dacă umblă sau se poartă fetele așa pentru bărbați, dar și invers se poate, că mai nou, și băieții se poartă cum se poartă, nu? Din ce în ce mai haios. Pantalonii tot mai scurți, șosetele tot mai scurte. Și uite așa, cum spuneam eu mai demult, haine pauză, haine pauză, așa. Gol pe la mijloc, gol pe la glezne, gol mai sus, ce se spune? Iată ce spune Scriptura în privința aceasta, citesc din Proverbe, capitolul 6 și 7. Spuneam că astea sunt conceptele biblice. 6 cu versetul 25. N-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei. Înseamnă că o femeie ar trebui să fie cât mai ascunsă. Nu te lăsa ademenit de ploapele ei. Căci pentru o femeie curbă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și o femeie măritată întinde o cursă unui suflet scump. Dar cum este o femeie curbă? Citiți pagina dreaptă, 7 cu 10. Și iată că e largat înainte o femeie îmbrăcată ca o curbă. Se știa și atunci. Este o îmbrăcăminte provocatoare. Și asta presupunea, spune versetul aici în final, și o inimă șireată. Opresc și la cuvintele Domnului din Matei 5 și vă recomand să fiți atenți și atente ce poze vă expuneți pe internet. Eu aș spune să nu expuneți deloc poze. Nu doar că pot fi trucate și vă puteți alege cu surprize,
dar ele pot să fie o ispită pentru cei ce văd. Matei 5 cu versetul 28, oricine se uită la o femeie ca să o poftească, și prea curvit cu inima lui. Și când se întâmplă asta? Nu când îmbrăcămintea permite, facilitează asta? Ba da. Și aici scrie că dacă nu se poate abține să se autoflageleze, să-și taie mâinile, să scoată ochii, apoi nu mai bine te îmbraci tu decât să se schinge el. Ar fi mai indicat. Cu siguranță că o fac altele din afară, spune în Matei 18, că nu poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar aia vai de lume. Să nu fie și vai de noi pentru felul în care ne îmbrăcăm. Am auzit și prin adunare observații, ba la grupuri, cum stau fetele. Recent îmi spunea un bărbat, și să nu mai vină femeile la tata și copilul, ați văzut, frate, cum se îmbracă? Se sizăr la formații, la cor. Și vă spuneam înainte. Și apoi bietele, surori și fete, tot trag de hăinuțe, ba de bluziță, ba de rochiță. Și băieții atunci tragă de șosete să le întingă și pe alea, de pantaloni. De parcă vorba ce n-ar fi material acum. Da, asta e nebunia vremii. La anunț, în mod deosebit, este în evidență. Am spus odată la anunț, că la mireasă îi zboară vântul hainele în jos și la cealaltă femeie zboară vântul hainele în sus. Numai nu poți sta hainele pe ele. Și apoi bărbații acolo mănâncă bine, au vreme să se ispitească, numai dansul mai lipsește. Dumnezeu să aibă milă. Trecem la podoabe. Fac câteva referiri despre conceptele lumești. Informații care bine să le știți, în afara creștinismului mai întâi și apoi în creștinism. În concepție orientală, o bijuterie era și o amuletă, adică un obiect vrăjitoresc. Și asta puteți citi în judecători acolo cu ce aveau madianiții la gâtul cămilelor lor. Originea inelului este în Egiptul Antic, ca semn al sigiliului. Mai sunt unii, am discutat odată cu un predicator, spunea, frate, scrie de verighetă în Geneza 24, chiar de la Rebecca, zic, taci, mă, nu te fă de minune. Aia a fost o verigă, verigheta a apărut târziu în era noastră. Și povestea cu Rebecca e în urmă cu 2000 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. Și nu este recomandat așa ceva. Aș crede și eu în verighetă dacă atunci când a cununat Dumnezeu pe Adam cu Eva le punea. Dacă alții le-au pus mai târziu, asta este o lucrare omenească. Dar vreau să vă dovedesc că inelul nu era ornament și asta e fapt istoric recunoscut. Geneza 41, versetul 42. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif. Acum ce, a rămas faraon fără verighetă, nu? Nu, adică Iosif primind autoritate, inelul se folosea pentru ștampila și a spus, tinere, de acum tu ștampilezi actele. Eu liniștit. E clar că asta era întrebuințarea. O altă referire de genul acesta este în Estera 3 cu 10 și 12, când cu inelul împăratului se pecetluia și l-a dat lui Haman. Deci iată pentru ce era inelul atunci. Apoi a trecut ca ornament prin dezvoltarea acordată de greci și romani. La roman doar autoritățile și nobilii puteau purta inele de aur, iar împăratul Severus a dat acest drept și soldaților cetățenilor liberi. Folosirea inelului pentru a lega este prezentată de Plinius în Istoria Naturală. El spune că Zeus l-a obligat pe Prometeu să poarte un inel, delegându-l de stâncă după ce a furat focul din ceruri, iar la romani, pe acest considerent, sclavul eliberat purta un inel de fier ca semn al vasalității. Romanii au fost primii care au folosit inelul ca semn al legării la ceremonia de logodnă. Folosirea inelor, mai întâi la ceremonia de logodnă și apoi la cea de nuntă, a început în secolul IV după Domnul Iisus. Prima descriere explicită o avem la episcopul Izidor de Sevilia, care scria: inelul este purtat de cei doi parteneri ca semn a fidelității și a legăturii inimilor în legământ. Inelul este pus pe al patrulea deget, deoarece se spune că oarecare venă merge de aici direct la inimă. Povești. În cartea Cum am început, un autor spune că purtarea verighetei vine de la superstiția
că prin ea bărbatul lega și ținea sub control spiritul iubitei. Tot pe acest considerent, inelele au fost folosite la magii, astrologii și chiar la otrăviri. Apoi, noi nu cu vrăjitorii legăm, noi spunem că leagă Domnul. În creștinism vă citesc. Tertulian, Apologetus, scria în anul 202, în volumul despre înfățișarea exterioară a femeii, să lepe de podoable pământului dacă le doresc pe cele cerești. El condamna, printre altele, vopsirea părului pentru a ascunde îmbătrânirea. Clement Alexandrinul, ceva mai târziu, condamna luxul, auriturile, parfumului, iar Ciprian, episcop Cartaginei, îndemna în cartea despre hainele fecioarelor: lăsați înfățișarea voastră să nu fie coruptă, gâtul neîmpodobit, nu vă răniți urechile, nu vă înconjurați degetele și încheieturile cu veriși de aur, nu vă vopsiți părul și nici ochii, căci Dumnezeu vă privește. Constituțiile apostolice, secolul IV, prevedeau ca hainele să fie normale, să nu se poarte în ele de aur, să nu se adauge podoabe ispititoare la ceva ce este deja bun prin creație, căci este o insultă a Harului Divin. Și acum fiți atenți la ce vă mai citesc, date statistice concrete. Este ușor de constatat că în istoria bisericii au fost trei etape, se disting în mod repetat. O primă etapă e cea în care cei credincioși au fost fără podoabe. Și vă dau date aici. O a doua, în care a fost acceptată verigheta ca simbol al căsătoriei. Și a treia, care s-a grăbit după a doua perioadă, în care toate celelalte scule de aur au năvălit în adunările celor ce cândva le contestaseră. De exemplu, acum în SUA, astea sunt multe citate din cartea lui Samuele Bacioci, Îmbrăcăminte și podoabe, deci cu ceva ani în urmă, în SUA, 90% dintre verighete erau cu diamante și pietre prețioase. Dar ce s-a întâmplat mai târziu, în reforma lui Calvin, știți, când a fost Calvin, da? Secolul XVI. A introdus reglementări promodestie în orașele elvețiene, a urmat anabaptiștii, predecesorii menoniților, huteriții, care au incriminat comportamentul bogaților în raport cu a săracilor, condamnând mândria în îmbrăcăminte și purtarea aurului ca podoabe. La rândul lor, puritanii și pietiștii au fost meriți. Statul Pennsylvania era numit și statul simplu. Metodiștii au avut un stil de viață simplu, fără jocuri de noroc, dansuri cosmetice, bijuterii sau nele, până în anul 1852. Manualul de disciplină și doctrina Bisericii Metodiste Episcopale în edițiile din 1856 și 1880 spunea: nimeni să nu fie primit în biserică decât dacă a renunțat la purtarea de aur și a ornamentelor inutile. După aceste mențiuni, lipsește această recomandare în toate edițiile, deci de după 1940. În anul 1872 s-a admis purtarea verighetei pentru cei ce doresc, fapt acceptat și de presbiterieni un an mai târziu. Biserica Menonită a dat 39 de rezoluții între 1864 și 1949 împotriva bijuteriilor, făcându-se diferența între articole ornamentale și cele utile. Acum vreau să vă citesc din Scriptură, legat de aurituri. Că poate unii se întreabă, și am mai întâlnit pe ascuns care mai poartă câte o verighetă. De ce am fi noi împotrivă? Că vorba acelei biete femei, doar mântuirea prin Domnul Iisus nu-i și plus nepurtarea verighetei. Potrivit Scripturilor, întotdeauna pocăința a fost însoțită de smerenie în haine și lepădarea podoabelor. Vă citesc Genesa 35. Chiar în Vechiul Testament, Iacov a zis casei lui, versetul 2, scoateți Dumnezeu Israel care sunt în mijlocul vostru, curățați-vă, schimbați-vă hainele, să ne sculăm, să ne suim la Betel, căci acolo vor ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu, care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Ei au dat lui Iacov toți Dumnezeii străini care au mâinile lor și cercei care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Am spune, ei, aici a fost inițiativa Patriarhului. Bine, Exod 33. După momentul cu vițelul de aur, v-am spus că acestea se asociază foarte tare cu alte păcate. Exod 33, citesc versetul 3. Îi spune Domnul lui Moise: suie-te în țara aceasta unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău, ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat. Când a auzit poporul aceste triste cuvinte, toți s-au întristat și nimeni nu și-a pus podoabele pe el.
Am spune, a fost inițiativa lor, dar versetul următor. Și Domnul a zis lui Moise, spune copilul Israel, voi sunteți un popor încăpățânat, numai o clipă dacă m-aș fi în mijlocul tău, ți-aș prăpădi. Aruncă-ți acum podoabele de pe tine și voi vedea ce-ți voi face. Copiii lui Israel și-au scos de pe ei podoabele și au plecat de la muntele Horeb. Noul Testament, Apostolul Pavel, 1 Timotei 2, versetul 9. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în cup cuvincios, cu rușine și sfială, cele trei expresii ce le-am explicat, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe. Nu-i clar. Și cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care sunt nevlavioase, Petru la rândul lui, 1 Petru, capitolul 3, versetul 3, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care este împletitura părului în purtarea de scule de aur. Să nu fie. Iarăși cred eu că e foarte clar. Apoi, purtarea podoabelor se asociază, cum rezultă din aceste texte, cu felul în care se tun sau se coafează bărbații și respectiv femeile. Aspecte reglementate în Scripturi. Vopsirea părului, folosirea cremilor cosmetice, bronzarea, depilarea, tatuarea, nu fac bine părului și pielii, dacă vrem să înțelegem. Opresc aici, că vorba înțeleptului, o mustrare pătrunde mai mult pe înțelept decât 100 de lovituri pe la nebun și n-am de gând să mă obosesc. Ați priceput. Fac doar două mențiuni în încheiere. Nu sunt decât două orientări posibile. Nu se poate merge pe două căi și cu atât mai puțin în două direcții opuse. Ori va lucra în viața noastră pasiunea pentru firea pământească și asta este în acord cu lumea și va fi permanent o ispită și o neîmplinire și citesc pentru asta din 1 Ioan capitolul 2. Dacă vă prinde vraja asta și ca unul care am vorbit de-a lungul anilor cu mulți bărbați și femei, pot să constat că cei care se orientează spre cosmetizare, spre haine, spre purtarea de podoabe și toată gama asta păcătoasă, tot timpul sunt nemulțumiți că îmbătrânesc, că n-au destul, că alții le-au luat înainte, că nu s-asortează bopseau de la păr cu hainele astea, cu bijuteriile, cu pantofii, cu o întreagă trudă de o viață. Timp în care viața se scurge și închinarea la oglindă a fost domnia vieții. 1 Ioan 2 cu 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea tatălui meu nu este în el, deci nu se poate, ori. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, doroșia vieții, cum s-a prezentat o doamnă într-un grup că n-au evidențiat-o și a zis, era vopsită, sarmană, aranjată. Vorba aceea, depinde dacă te uiți din spate la ea sau din față, știi? Că în față, cum spunea poetul, nu poți să ascundă tot, nu? Dar s-a găsit acolo un om cu minte și când i-a zis, câți ani îmi dați? El numai atât a zis, după cum gândiți sau după cum arătați. Plosc. Să-i spui că la 50 de ani gândești numai că la 30, ce jignire mai mare, nu? Dar ar fi vrut să-i spui că arată numai că la 30. Dar la 50 de ani trebuie să gândești altfel. Să nu mă umbli după păpuși, nici la 20 de ani, nu? Care vârstă are gândirea specifică. Dar dacă, și asta vă recomand și am încheiat, preocuparea va fi pentru partea spirituală. Nu ne vom îmbrăca aiurea, vom avea decență, vom ține la sănătate, la feminitatea noastră, cum a întrebat odată un profesor la Timișoara pe o studentă de la noi din adunare, de ce te îmbraci așa? De fiecare dată cu fuste, cu roche, cu... Ea nu s-a așteptat la întrebarea asta, dar a răspuns simplu, pentru că sunt fată.
Profesorul a spus și la celelalte studente din toată grupa: băi, fata asta are dreptate. Unii le spun eu la adolescente uneori când le văd așa: măi, tu ce ești? Fată sau băiețoi? Că băiat nu pare. Băiețoi e un hibrid, așa. Orientarea spre cele spirituale te va face să te speli repede, cum spunea o soră, și de când mă pasionează cele sfinte, uit să mă vopsesc în momentele în care înainte mă vopseam pe cap. Mi-amintesc în rest, că nu mi-e pierdută memoria. Dar mi-amintesc așa, instant, când nu aș avea ocazia să mă vopsesc. Dar atunci când mă spăl sau când da, parcă am dorință să-mi vine să cânt sau repede să mă îmbrac, să citesc ceva, să fac ceva util. Cum scrie în 1 Timotei 2:10, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase? Și cum scrie aici în Petru, mă întorc la textul acesta, 1 Petru 3:3, podava să nu fie podava de afară, care stă în niște chestiuni așa foarte iluzorii și foarte efemere. Și să fii omul ascuns, ai inimii în curăția neperitoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare valoare înaintea lui Dumnezeu și cu beneficii eterne, pentru că scrie mai departe că într-o asemenea condiție ești favorizată să poți să te raportezi corect la soț și împreună cu el să moștenești harul vieții. În ultim text, 1 Corinteni 6, ca să știm cine suntem și, cum am spus la început, ce prezentăm și pe cine reprezentăm. 1 Corinteni 6 cu versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Cum ar fi dacă băieți sau fete am purtat așa pe ecuson sau undeva să se vadă așa, cât o siglă numai, templul Duhului Sfânt. Și asta să o vezi când te uiți tu în oglindă, când te îmbraci, să o vadă alții când te observă. Cum? Trebuie să te porți, să te îmbraci. Cu ce respect? Față de Dumnezeu întâi. Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru. Nu este și îmbrăcămintea un mod de a proslăvi pe Dumnezeu? Ba da, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.